Cel care se află la conducerea Teatrului Tudor Vianu din 15 septembrie 2010, l-a numit pe dramaturgul Mircea Meionescu, a ținut să mulțumească astăzi jurnaliștilor locali pentru sprijinul acordat instituției pe care o conduce. Managerul teatrului a trecut în revistă spectacolele realizate în această perioadă, 29 la număr, dintre care 27 au reprezentat puneri în scenă după dramaturgi români. Teatrul a avut în această perioadă 10 premiere pentru copii și a participat la 12 festivaluri, 7 în țară și 5 peste hotare. Mai am bucuria să fi fost montat pentru prima dată, deci ar fi tot un debut la Giurgiu, cunoscutul, excelentul dramaturg, atât de nedrept uitat, demn Mircea Rădulescu. Piesa Barbă Roșie s-a jucat cu mult succes, 2 stagiuni la rând, pe scena din sala studio. La Giurgiu au fost și 2 spectacole în studioul experimental, unde autorii își montează propriile piese. Debutul a făcut acum 2 ani, în iunie 2011, Dinu Grigorescu, cu Horoscopul Puterii, iar stagiunea aceasta am încheiat-o, tot cu un spectacol la studioul experimental, montat de Mircea Radu Iacoban, dramaturg de talie, care a fost și regizorul, scenograful, și coloana muzicală a spectacolului. Loser, unul dintre spectacole absolut reușite, despre care în această sală, la scurtul cocktail care s-a dat la finele, după terminarea premierei, celebrul dramaturg Dumitru Radu Popescu spunea că este cel mai bun spectacol pe care l-a văzut în acest 2013. Anul 2013 a oferit Teatrului Tudor Vianu fonduri înjumătățite. De aici, doar 7 puneri în scenă, față de 13 ale anului trecut. Însă cel mai mare paradox rămâne cel legat de faptul că teatrul nostru local nu are nici măcar un singur actor angajat, rămânând ca organizare împietrit în forma teatrului de proiect. Un teatru care se laudă cu succese pe marile scene ale țării, dar care nu reușește să convingă spectatorii giurgiuveni să vină la teatru.